Situație alarmantă la spitalul din Dorohoi. 8 cadre medicale au fost diagnosticate cu noul coronavirus. Este vorba mai exact despre 3 medici și 5 asistenți. Cu toții sunt în stare bună de sănătate. Autoritățile sunt însă în alertă, mai ales că spitalul unde lucrează aceștia nu este unul de suport pentru COVID-19, iar acolo sunt direcționate toate celelalte crazuri grave din oraș. Suntem în direct, doamnelor și domnilor, prin telefon cu prefectul județului Botoșani, domnul Dan Nechifor. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! Bună Așadar, ziua. Care este situația în acest moment la spital și ce soluții pentru rezolvarea acesteia ați găsit? În acest moment am stat toți contactii direct pentru cele 8 cadre medicale. Suntem în curs de evaluare a probelor. Urmează să avem o ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență, să suplimentăm cu containere pentru ca în momentul să nu mai intre nimeni în spital decât să se efectueze un triaj strict al suspecțiilor de COVID și de fapt al tuturor pacienților, nu numai suspecțiilor de COVID, iar nu va intra în spital decât cei care vor avea testările efectuate. Domnule Nechifor, așadar urmează să se facă acea anchetă epidemiologică, dar există vreo explicație cu privire la felul în care acești medici s-au infectat? Da, este vorba, s-au infectat de la o colegă care a intrat în contact cu un pacient confirmat pozitiv. Confirmat pozitiv ulterior, cu atenție, cu această precizare. Bun. Medicii sunt și pacienții de la respectivul spital sunt în pericol în acest moment? Medicii, tot personalul medical este internat pe spitalul suport COVID. Asta v-am și spus. Ceilalți contact direct așteptăm în cursul zilei de astăzi vor veni rezultate la testare. Cei care vor fi confirmați pozitiv vor fi internați, iar ceilalți, după cum bine știți meteorologia, se vor întoarce la servici. Cea mai mare problemă sau care trebuie să o rezolvăm este înăsprirea regulilor pentru triaj și testarea tuturor celor care la un moment dat vor trebui să primească asistență medicală în respectivul spital. Există posibilitatea în acest moment luat și în calcul dacă se vor confirma și alte cazuri să închideți această unitate spitalicească? Nu. Eu sunt convins că sunt convins că lucrurile vor evolua pozitiv și nu va fi cazul să închidem acest spital. Pentru că vom lipsi de asistență medicală în al doilea municipiu al județului. Păi, tocmai, vorbim despre spitalul care lua toate celelalte cazuri, care nu erau, corect, evident, atenție, exact, vorba dar noi mai avem spitale, mai avem secții steroare în municipiul Botoșan, care pot prelua urgențele medicale și tocmai acum sunt într-o ședință, ne organizăm exact pe acest subiect. De exemplu, noi mergem acum pe secția de pediatrie, care este non-COVID și nu are niciun caz confirmat. Am înțeles. Domnule Nechifor, vă mulțumesc frumos pentru... Cu mare plăcere, doamnă, intervenția la obiectiv. Mergem mai departe.